Referitor la drumul TNT, în momentul de față, Vladul la cunoștință că nu este excepțional. Echipa de implementare a proiectului, împreună cu constructorul, avem toate sesizările făcute și remedierile care trebuie să făcute pe acest drum. După ce vor fi făcute toate remedierile, ținând cont că au trecut două ieri și traficul a fost foarte intens, atunci echipa de proiect, managerul de proiect, împreună cu constructorul, va purcede la recepționarea acestui drum. Deci nu recepționăm drumul până nu este un parametri foarte bun. Deci nu este recepționarea așa cum credeți dumneavoastră. Rugămintea dumneavoastră să vă luați informațiile respective. Eu v-am ascultat, lăsați-mă să vă și răspund.